Compania de distribuire a gazelor naturale ne oferă statistici înfricoșătoare. În ultimii 2 ani, 34 de persoane au decedat din cauza asfixierii cu monoxid de carbon, iar alte 113 s-au aflat la un pas de moarte din aceeași cauză. S-a ajuns la tragedii mai ales pentru că s-au utilizat surse de încălzire racordate la coșuri de fum necurățate sau înfundate, construite necorespunzător. Au fost utilizate chiar și surse de încălzire improprii, neracordate la coșuri. Președintele Asociației Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee atrage atenția asupra folosirii corecte a surselor de încălzire. Foarte multă lume, din cauza lipsei posibilităților materiale, folosește combustibilul gazos pentru aprinderea lemnului în focar, după care continuă cu combustibil solid, deci cu lemn. Nu este ok, este destul de grav, pentru că fumurile, de exemplu, de la o sobă de teracotă, pe interior sunt făcute de către sobar în funcție de tipul combustibilului. Și de aici pot să apară fel și fel de probleme. Prevenirea dezastrelor este la îndemâna și în responsabilitatea fiecărui consumator. Astfel, verificarea și curățarea coșurilor de fum este o măsură esențială de siguranță ce trebuie luată pentru a ne asigura de funcționarea corectă a acestora și pentru a evita asfixierea sau intoxicarea cu monoxid de carbon. În acest sens, compania de distribuție a gazelor naturale recomandă verificarea și curățarea coșurilor de fum de cel puțin 2 ori pe an, neapărat odată înaintea începerii sezonului rece și exclusiv prin intermediul firmelor de coșărit sau persoanelor autorizate în acest sens. Foarte multă lume și-a montat termopane. Arderea nu mai este la fel de bună ca înainte. E bine să se aerisim înainte de a prinde focul dimineața sau, mă rog, când se face ultimul foc seara, să aerisim foarte bine încăperea. E bine să folosim combustibil cu umiditate cât mai mică. Dacă nu avem această posibilitate, se recomandă foarte clar să se taie lemnele cât mai mici. Tot acel abur care se degaje se depune pe peretele interior al sobei și al coșului și de acolo pleacă un incendiu. Curățarea coșurilor de fum. Doar persoanele autorizate pot face un serviciu de calitate, eliberează acte pe banii încasați și pot fi trase la răspundere ulterior, dacă va fi cazul.